Mașcani și vă spun bine ați venit la Ziua Veteranilor de Război, deși au trecut câteva zile de când această sărbătoare a fost în România. Astăzi am reușit să organizăm aici, în Casa de Cultură și în Sala Arcadia. Sala Arcadia am ales-o pentru că în jur dumneavoastră vedeți că este și expoziție. Se numește Oameni și Destine. Este o colaborare între Casa de Cultură de la Iași și Școala Populară de Arte Fidel Popovici, tot din municipiul Iași. Eu, ca gazdă, mă simt onorat să fiu alături de acești domni, veteranii de război bășcăneni. Mai sunt 20 în viață din ceea ce mi s-a transmis. Veteranii de război pentru mine e un temă mai special și o să vă spun și de ce. Pentru că și bunicul meu a fost veteran de război, a luptat, era din Fătricen, Dumnezeu să-l odihnească. Și el mi-a povestit diverse orori, să le zic așa, deși le consideram la vremea respectivă mai degrabă fabule, pentru că nu înțelegeam exact, eram foarte tânăr, poate mai tânăr ca dumneavoastră. Și mi-au rămas întipărite acum, de-a lungul timpului, am înțeles și eu despre ce era vorba. Dar, și pe dumnealor am să-i văd ca niște bunici mai speciale astăzi. Și o să merg mai departe să vă spun că este o mică recunoștință ceea ce facem astăzi pentru tot ce au făcut dumnealor pentru România. Este un eveniment organizat la inițiativa domnului primar, domnul Dumitru Pantaţi, a doamnei viceprimar și a domnișoarei Mirela Ancuța, toți aici de față alături de noi. Pentru început am să vă rog să vă ridicați în picioare pentru intonarea imnului de stat al României.
pentru că mulți dintre eroii plecați, mulți dintre soldații români plecați pe front nu s-au mai întors acasă, iar o parte dintre ei care s-au întors, timpul, din păcate, nu le-a fost prieten și nu mai sunt printre noi astăzi. De asta o să vă rog să ținem un moment de reculegere pentru cei ce nu mai sunt astăzi printre noi. Dumnezeu să-i odihnească. Mulțumim mult de tot. O să-i dau cuvântul părintelui Costolache, protopopul, alături de doi preoți, un protopop de Iacu Pașcani, pentru a ține slujba zei de temă. Părinte Costolache. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Cel ce învață mâinile mele la luptă și degetele mele la război, când țara și pământul, credința și poporul sunt amenințate de vrășmași. Mila mea și scăparea mea, sprijinitorul meu și izbăvitorul meu, ai fost, Doamne, apărătorul meu, când eram pe front, când eram în război, când eram în luptă, când eram pândit de moarte, în Tine am nădăjduit atunci, Doamne, Dumnezeul meu. În Tine mi-am pus toată credința mea pentru mine și pentru poporul meu. Doamne, ce este omul? Că Te-ai făcut cunoscut lui sau fiul omului, că-l socotești pe el. Omul cu deșertăciunea se aseamănă, zilele lui ca umbra trec. Doamne, pleacă cerurile și Te pogoară. Atinge-Te de munți și fă-i să fumege. Cu fulger, fulgeră-i și risipește.
Trimite săgețile tale și tulbură-i. Trimite mâna ta dintr-o înălțime, atunci când poporul, țara, glia mea, credința mea sunt amenințate de vrăjmași. Scoate-mă atunci și mă izbăvește de apele tulburi, de mâna străinilor, a căror gură a grăit deșertăciune și dreapta lor e dreapta nedreptății. Dumnezeule, cântare nouă îți voi cânta ție acum. În saltire cu 10 strune îți voi cânta ție, celui ce m-ai apărat. În război, în războiul pe care l-am dus. Cel ce dai mântuire împăraților, celui ce izbăvește David, robul tău, din robia cea cumplită. Izbăvește-mă, Doamne, și mă scoate totdeauna din mâna vrășmașilor, a căror gură a grăit deșertăciune și dreapta lor e dreapta nedreptății, ai căror fii sunt ca niște odrasle tinere crescute în tinerețele lor, fiicele lor înfrumusețate și împodobite ca chipurile templului, cămările lor pline, vărsându-se din una în alta, oile lor cu mulți miei, umplând drumurile când ies, boii lor sunt puternici, nu este gard căzut, nici spărtură, nici strigare în ulițele lor. Au fericit pe poporul care are aceste bunătăți. Dar fericit este poporul acela care are pe Domnul Dumnezeu al său pentru apărarea și credința lui. Cu pace. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru noaptea Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Teofan, pentru cinstita preoțime, pentru Hristos de aconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru poporul nostru românesc de aici și de pretutinde, pentru conducătorii țării cei binecredincioși, pentru mai mari orașelor și ai satelor, cei cu frica lui Dumnezeu și răspundere față de popor și iubitori de credință și de neam, Domnului să ne rugăm. Toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință vețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzducului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului, pentru vremuri cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru casă din izbăviți-mă de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apă-le mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește! Viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu,
Dumnezeule, care într-o înțelepciune ai făcut toate numai cu cuvântul și le-ai adus din neființă la ființă și într-un tot le-ai adunat și le-ai unit cu puterea și cu lucrarea ta cea negrăită. Ție toate sunt cu putință și nimic nu este la tine cu neputință. Pentru aceea, întocmind și unind vremurile și anii și anotimpurile cu porunca ta, ai împodobit ceea ce se arată și se vede, care ai întind cerul și l-ai împodobit pe el, cel ce a așezat soarele spre a lumina în timpul zilei și luna spre a îndruma în timpul nopții, cel ce prin rânduiala ta cea de nepătruns a așezat mulțimea stelelor celor dese pe cer și le-ai pus în mișcare neîntreruptă și cu porunca ta le-ai rânduit să păstreze calea hotărâtă lor, ca să nu ne batăme pe noi și întreaga fire, ci să se miște cu alergare repede și cu mișcare fără încetinire după planul tău. Cel ce pământul care la început nu se vedea și era ascuns, l-ai făcut să fie după aceea, l-ai adus la lumină și l-ai prefăcut în podoabă pentru neamul omenesc, care odinioară cu puterea ta cea dumnezeiască ai venit în ajutorul lui Avram și ai supus lui pe dușmanii lui. Doamne Dumnezeule, Împărate al Slavei, trimite din lăcașul Tău cel Sfânt, de la tronul Slavei Împărăției Tale, stâlp luminos și strălucitor, spre călăuzire împotriva vrășmașilor văzuți și nevăzuți și biruința asupra vrășmașilor dăruiește poporului nostru românesc, precum i-a ajutat pe acești veterani să apere credința, neamul, glia noastră românească și credința noastră strămoșească. Acum, la anii bătrâneților lor, să-i întărești, Doamne Dumnezeu nostru, pe ei și pe toți ostașii noștri români, de astăzi, cu mâna ta cea dreaptă, să le dai viață pașnică și netulburată, ferită de orice răzvrătire și război lăuntrii. Așa, Doamne al milei, auzi-ne pe noi, slujitorii bisericii tale și nevrednicii robii tăi, în ceasul acesta, și întărește-i, Doamne, pe veteranii noștri și pe ostașii noștri din armata română cu puterea ta cea nebiruită și neînfrântă. Pe ostașii noștri fă-i puternici, pretutindeni și împrăștie dușmanii și răzvrătirile ce se ridică asupra lor și asupra țării. Unește totdeauna poporul acesta într-un gând și îndreaptă ascultare față de conducătorii lui, cum i-ai adunat în anul 1918 la 1 decembrie și s-a desăvârșit unitatea națională și de credința neamului nostru românesc. Dăruiește poporului nostru pace adâncă și netulburată. Oprește, Doamne Dumnezeul nostru, dezbinarea, ura și neînțelegerea dintre fiii acestui popor. Și înlesnește lui și nouă toate cele de folos, ca înfrângând întâmplătoarele războaie și tulburări lăuntrice și cele din afară, cu o gură și cu o inimă să te slăbim pe tine, Dumnezeu minunilor, că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Robilor Tăi, Doamne, veterani din municipiul nostru Pașcan, Doamne, din toată țara românească, de ziua lor, Doamne, cei care sunt în viață, dă-le zile îndelungate, bună sfărire întru toate, întărire și păstrare în dreapta credința bisericii și păzește pe ei și pe noi toți cu dragoste față de neam, de țară, de glie și de credință într-un mult și fericiți ani. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce dorim, zile senine și fericire, la mulți ani să trăim. Să fie viața numai lumină, ca în lumină să dai noi pentru credință și mântuire.
mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Ne rugăm acum și pentru odihna și iertarea păcatelor, adormiților robilor lui Dumnezeu, ostașii neamului nostru românesc, căzuți la datorie sântă pe câmpurile de luptă, pentru apărarea patriei, pentru întregirea neamului nostru românesc, pentru slava Sfintei noastre biserici și apărarea dreptei credințe. Toți cei care au căzut la datorie sfântă pe fronturile de luptă, ne rugăm ca Domnul Dumnezeul nostru să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, iertarea păcatelor de la Hristos să cere. De Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeul Duhurilor și-a tot trupul care călca moartea, că diavol ai surpat și ai dorit viață lumitare. Odihnește, Doamne, te rugăm, sufletele adormiților robilor Tăi, Doamne, bravi ostași ai neamului nostru românesc, care în toată istoria acestui popor au căzut la datorie pe câmpurile de luptă, pentru apărarea patriei, întregirea neamului nostru românesc, pentru slava Sfintei noastre biserici și apărarea dreptei credințe strămoșești. Ne rugăm și odihnește-i, Doamne, și pe veteranii care au trecut la cele veșnice, fiecare după numele lor. Și odihnește, Doamne, și pe cei care au căzut, au murit în lagăre și în închisori pentru credință și dreptate. Odihnește-i pe toți în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Orice greșeală au săvârșit pe acest pământ, ca niște călători de la leagă la mormânt, cu lucru, cu cuvântul sau cu gândul, ca un bun și viitor de oameni, Dumnezeu iartă-le lor. Că nu este om pe pământ să fie viu și să nu greșească. Singur numai Tu ești fără de păcat. Dreptatea Ta, Doamne, este dreptate în viață. Cuvântul Tău este adevărul. Și de fărul veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Veșnică noi să ne miluiască, să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Domnule primar, iubiți veterani, onorate oficialități și onorată asistență, iubiți tineri, cred că nimic nu este întâmplător. Totul câteodată sau totdeauna, dar nu ne dăm noi seama și trebuie să înțelegem lucrul acesta, se întâmplă, spunem noi, în pronia sau sub pronia lui Dumnezeu. Nimic nu este întâmplător, ci totul este proniator. Adică sunt momente în viață când te întâlnești la un eveniment, într-o situație, spun, dar cum de s-a nimerit așa? Ei, cineva le rânduiește. Aseară, uitându-mă și eu, cum se uită tot omul și mai ales românul de astăzi, așa, la știri, la așteptăm și totdeauna așteptăm știri bune sau mai bune din țara aceasta. Și sunt atâtea, dragii mei. Mă uit la tinerii aceștia. Voi sunteți o știre bună pentru țară, pentru oraș, pentru neam.
pentru părinții voștri. Uitați-vă aici la oamenii aceștia, la acești veterani. Ei sunt o știre bună. Și câte nu sunt, numai dacă nu vrei, nu găsești. Sigur că trebuie să auzim și știrile care spune noi că nu sunt bune, sunt știri rele. Ca așa rânduit Dumnezeu, să învățăm nu numai din cele bune, să învățăm și din cele rele. Să învățăm și din cele rele. Și știți la ce am auzit? Că ieri a fost ziua tineretului, nu? Așa. Păi, vă rog, dacă n-auzeam la știre, nu știam că a fost. Și mai înainte a fost ziua veteranilor. Și iată, astăzi, aici, la noi, la Pașcan, Dumnezeu a zis, hai să-i întâlnim și pe cei care au avut ziua lor a veteranilor și pe cei care au avut ziua lor, ziua tineretului, ziua tinerilor noi. Ce tineri frumoși avem! Ce tineri inteligenți avem! Dragi tineri, să nu vă fie niciodată frică și rușine să aveți bun simț, da, să fiți smeriți, da, să fiți credincioși, da. Că poporul acesta are fii și fiice, deștepți, credincioși, buni, dragii mei. Eu asta văd în ochii voștri. Eu asta văd pe fața voastră. Eu asta văd cu sufletul meu în inima părinților voștri. Nicăieri eu cred că pe pământ nu este un popor cu asemenea tineri care au o viață axiologică, spunem noi. Adică trăiesc sub anumite principii, trăiesc în anumite coordonate pe care doresc să le împărtășească, doresc să le împlinească, dragii mei, spre binele lor, al părinților și spre binele țării. De aceea consider ziua binecuvântată Prunia Apare, când, iată, dragi tineri, vă uitați la acești minunați oameni care numai ei știu ce fel de tinerețe au avut. Numai ei știu ce s-a întâmplat când au fost pe front, s-au mobilizat în timp de război. Unii într-un fel, alții în alt fel. Sigur că cei mai mulți din cei care chiar au luptat pe front s-au dus, i-am pomenit aici, cu veșnică pomenire și cu Hristos a înviat. Dar din câte știu eu, îi cunosc pe fiecare, cred că toți aveți peste 90 de ani. Sau în jur de 90 de ani. 98 are, 96. Domnul Rățoi, cât are? 99. Ia uite, cine le-a dat zilele acestea? Cine le-a dat anii aceștia? Dumnezeu i-a dat ca astăzi voi să-i vedeți. Și să le vedeți pilda vieții lor. Și să le vedeți eroismul lor. Nu numai pe câmpurile de luptă. Eroismul moral. Eroismul național. Dragii mei, suntem în anul acesta centenar al Unirii și cred că evenimentul de astăzi este cum nu se poate mai potrivit și binecuvântat de Dumnezeu că v-ați întâlnit aici onorându-i autoritățile locale, sigur, apoi biserica, că și noi onorăm și le aducem toată recunoștința și prețuirea și mai ales ei se bucură astăzi cel mai mult, că vă sunteți cei mai mulți, de onoarea și recunoștința voastră a tinerilor plăstari. V-am spus să aveți curaj, să vă finalizați studiile, să fiți temeinici, să fiți statornici, să rămâneți frumoși la suflet, dragi tineri, pentru că le veți bucura sufletul acestor veterani și le veți bucura sufletele moșilor și strămoșilor noștri, ale voievozilor noștri, binecredincioși. Toți adormiți într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice în credință dreaptă a Bisericii. Toți care au luat în inima, în sufletul lor, câte o bucată din pământul acesta românesc, ca să-l înrădăcineze în împărăția lui Dumnezeu. Miroase încă parfum de înviere. Să nu ne considerăm morți. Ați văzut aici psalmul acesta, care l-am citit la început. Cum arată că noi suntem primitori de străini, dragii mei. Niciun popor, se spune în lume, nu este mai ospitalier ca poporul românesc. Îi primim pe toți. Numai să nu ne robească. Numai să nu ne dezrădăcineze de acolo unde ne-au înrădăcinat. Ostașii, voievozii noștri, veteranii noștri, care au căzut la datorie sfântă pentru libertatea, unitatea, dreptatea
și credința acestui popor. Îi binecuvântăm încă o dată, mi-aduc aminte și de anul trecut, și îi așteptăm cu toții și vă așteptăm în cea mai sfântă zi, după 100 de ani, cea mai plină de semnificație, cea mai încărcată din punct de vedere spiritual, național, cultural, cum vreți să o vedeți, să o înțelegeți, în ziua de 1 decembrie 2018, în ceea ce încercăm și noi să lăsăm în urma noastră prin eroismul nostru duhovnicesc, moral și material, să-i spunem, economic, în catedrala minunată a Pașcanilor, pe care am spus-o acum un an și așa rămâne, o să scriu o placă mare acolo, să nu mai ia da nimeni niciodată jos, așa, va fi Catedrala Pogorârea Duhului Sfânt a Rusaliilor. Catedrala Veteranilor. Pentru că aici, mai ales în jurul Pașcanilor, au căzut atâția ostași români, mai ales în timpul celui de-al doilea război mondial, când frontul cel mai sângeros și cel mai acerb a fost aici, la noi, sub Codrii Pașcanilor. Și va fi numită și Catedrala Codrilor, așezată sub Codrii Pașcanilor pe Valea Siretului. De aceea este frumoasă țara, de aceea trebuie să fim și noi frumoși pășcănieni, să fim și să fiți și voi frumoși. Acestea sunt frumusețile lui Dumnezeu pe care le dorește de la noi. Mă iertați, dar m-am spus ceva de la inimă și de la suflet, pentru că în centenarul Unirii, iată, un pas foarte important a fost și acesta, și este și acesta de astăzi. Da? Și să nu uitați, domnul primar, o făgăduință. A fost luni, era ziua de luni, era zi liberă, așa, școlile n-au învățat. A fost aici Corala Armonia, cea mai prestigioasă corală bărbătească, cor bărbătesc din România, dragii mei, de la Constanța. Cu un concert, de data aceasta, folcloric, patriotic, național. Foarte frumos. Nici eu n-am știut cât de frumos poate să fie un concert de genul acesta. Și ei, cu avizul guvernului, cu încuviințarea guvernului României, vor pregăti oratoriul unirii neamului nostru românesc în acest an. Un concert de mare clasă, cu 140 de participanți și și-au dorit că le-au plăcut aici la noi, la Pașcan, când au fost de două ori cu concertul de colinde și acum cu acest concert folcloric la Pașcan. Și-au zis că am vrea să revenim la Pașcan. Ne place la Pașcan aici, la voi. Niște profesioniști. Muzica dusă la nivel de artă, vă spun. Așa și vrem să venim cu acest oratoriu aici, în septembrie sau octombrie, cu ocazia anului centenar. Și dacă dă Dumnezeu și se iau toate avizele de la noua casă, la sala de cultură, casa de cultură la primărie, ar fi foarte bine, pentru că vom pregăti din timp și vă așteptăm cu toții la un moment extraordinar de simțire și de cultură și de muzică românească, cu adevărat românească. Deci și acesta îl vom încadra în anul centenar al Unirii. Sigur că conceptul de la Pașcan va fi aprobat. Ne-au spus că ei iau anumite zone din țară, anumite orașe și cu aprobarea Guvernului. Așa să vină să susțină acest oratoriu al Unirii neamului și la noi la Pașcan. Ne-a fi o onoare extraordinară. Vă binecuvântăm din toată inima. Eu vorbesc câteodată mai mult, dar am o inimă mare. Și am un suflet tot atât de mare și de aceea îi iubesc pe acești oameni. Sunt și credincioși. Uite cum îi vedeți așa. Unii nelipsiți de la biserică. Uite, domnul Raru, 90 și ceva de ani. Domnul fratele Constantin, Nica, la fel, nelipsit de la biserică. Domnul Rățoi, toți sunt iubitori de Dumnezeu, de credință, vedeți? Exemplu este la urmați-le pilda vieții și a credinței lor. Amin. Dar mulțumim, Părinte, pentru slujbă și pentru frumoasele cuvinte. Mie mi-e foarte greu să vorbesc după Părintele Postulații tot timpul, pentru că mi-a acoperit cam 3 sferturi din ce vreau să spun eu pe partea de unire. Se știe foarte multă istorie, Părintele.
De istorie o să vă spun și eu foarte puține lucruri. Ziua veteranilor de război a fost instituită în anul 2007, prin hotărârea de guvern 1222, fiind sărbătorită în fiecare an de atunci, pe data de 29 aprilie. Titlul de veteran de război a fost introdus de regele Carol I la solicitarea supraviețuitorilor războiului de independență între 1877-1878 prin un alt decret, tot la data de 29 aprilie 1902, de această dată. Noi în acea dată vreau să ca armată română, citeam aseară, când îmi pregăteam discursul, am găsit niște cifre, spun eu, importante, ca și soldați pierduți, mă refer. Și spune așa, că țara a pierdut 794.562 de militari, din care 92.620 au murit, acolo, pe front, 33.966 răniți și 367.966 au fost dispăruți pe cele două fronturi. Aș vrea să vă amintesc și cuvintele lui Nicolae Iorga pentru a trecea și mai mult pe acești frumoși oameni. În trecutul nostru, mulți oameni au suferit. Dacă suntem ceva, noi suntem ceva numai prin suferința lor. Toate puterile noastre nu sunt altceva decât jertfa lor, strânsă la oaltă și prefăcută în energie. Neamul devine etern prin cultul eroilor. Și sunt de aceeași părere că trebuie să avem ca țară un cult al acestor oameni, pentru că vedeți că de la an la an avem din ce în ce mai puțin printre noi, din păcate. Da, am să trec la partea de alocțiuni și prima dată, pentru că domnul primar este cel care a inițiat acest eveniment, o să-i dau cuvântul domnului primar să spună și el gândurile sale veteranilor de război și dumneavoastră. Dragi veterani de război, dragi invitați, preacucernici părinți, am încercat astăzi să ne întâlnim cu cei care au mai rămas din pe urma războiului și a războiilor pe care poporul român le-a dus de-a lungul timpului. Sigur, astăzi este un eveniment dintr-o succesiune de evenimente pe care ne le-am propus printr-un program pe care să le desfășurăm în anul centenar pe parcursul acestui an, astfel încât să aducem cinstire pe de o parte celor care s-au jertfit pentru libertate, pentru suveranitate, apărarea poporului român și, în al doilea rând, să scoatem în evidență că aici există o națiune, există un popor, se vorbește o limbă, avem un teritoriu pe care trebuie să-l stăpânim și să-l prețuim și să-l apărăm chiar cu prețul vieții, așa cum au făcut-o acești domni care se află astăzi în fața noastră. Dacă astăzi vorbim de jertfă la declarativ, sunt convins că dumnealor efectiv s-au jertfit printre gloanțe, prin tranșee, plămânți, dezbrăcați pentru apărarea poporului român. Am trecut de două ori de la mausoleul de la Mărășești și am văzut pe acele acele tablete unde erau numele, trecute numele celor care s-au știut de numele lor și foarte, foarte mulți din zona Pașcanului cu nume care le moștenim și noi astăzi. Printre noi sunt convins că avem cu toții veterani de război, avem eroi care s-au jertfit pe câmpurile de luptă. Îmi povesteau părinții mei care aveau 12-13 ani în 1944 cum lăsau familiile, părinți, frați mai mari care aveau 18-20 de ani, așa cum probabil s-a întâmplat și cu domnii din fața noastră,
lăsau familiile, făceau cruce mare și cu Dumnezeu mergeau înainte. Pe front, o parte din ei s-au întors, așa cum se vede, iar acele rude ale mele nu s-au mai întors nici astăzi. Și probabil de acolo de sus ne privește pentru elogiile pe care le aducem. Încercăm să le aducem și recunoștința pe care încercăm să le aducem și să le purtăm în suflet. Sigur, ar fi foarte multe de spus. Această dată a fost desemnată, ea vine ca recunoștință din timpuri vechi. Romanii au instituit-o pentru prima dată această dată, ca recunoștință a soldaților, a celor care luptau pe front. Și, bineînțeles, regele Carol I, pe 29 aprilie, a decretat ca această zi să fie ziua veteranilor de război. Un semn de recunoștință pentru vitejia și eroismul de care au dat dovadă în războiul din 1977, din cele două războaie, după aceea din cele două războaie mondiale din 1914-1940. Și pac. Eu mă plec în fața dumneavoastră, vă aduc toată recunoștința administrației locale și a mea personal, vă rog pe bunul Dumnezeu să vă dea sănătate în continuare și să încercăm, așa cât putem, prin pârghiile pe care le avem, să vă aducem recunoștința noastră și morală și să încercăm și materială să vă aducem recunoștința noastră. Vă aștept cu anumite probleme, dacă o să fie rudele, familia, să vină să ne amintească și să încercăm să vă ajutăm și material, ceea ce poate, din punct de vedere legal, primăria. Vă urez sănătate și la mulți ani! Alături de noi se află și președintele Asociației Veteranilor de Război din municipiul nostru, domnul Petrila, pe care am să rog, în primul rând, să vă spună cuvinte frumoase și mai apoi să semneze în cartea de onoare a municipiului Pașcani, să ne scrie un mesaj acolo, după care să trecem pe la fiecare dintre domnii prezenți astăzi să semneze în această carte de onoare. Domnul Petrila, rog. Domnule primar, prea cuvioși măriți, onorată asistență, dragi elevi, în această sfântă zi a celui de-a 11-a aniversare a Zilei Veteranilor de Război, comemorăm pe eroii neamului românesc, pe ostașii români căzuți la datorie, în luptă sfântă și dreaptă dusă împotriva dușmanilor potopitori. Această sărbătoare a eroilor patriei ne oferă odată în plus prilejul de a memora episoadele luptelor neînfricate pe care le-au purtat pe toate câmpurile bătăliei bravi ostași români. Față de aceste mari sacrificii au fost pomenite în cartea veșniciei neamului nostru românesc. Bătălii de Galitaului trecut golios de luptă pentru apărarea pământului patriei, pentru apărarea tenții noastre naționale, a limbii și credinței noastre străbune. Cum putem da uitării faptele de eroism ale neficaților dorobați care în războiul independenței au luat cu asat cetățile, Grivița, Smărdaș și Plevna, stârnit prin curajul și spiritul lor de sacrificiu, până și admirația vestitului conducător de oști, Ospăt Pașa. Același înalt spirit de sacrificiu i-a însoțit pe ostașii români în apropierea eroicilor luptă de la Mărășești, Mărășului Tuz, unde au căzut la datorie mii de ostași români în frunte cu vestiții generali, Ieremie Grigorescu, David Probăgescu, Ion Dragalia și alții. Muzeul de la Mărășești este icoana vie care adăpostește mii de ostași eroi ai neamului nostru românesc. Trebuie să fie vizitat de toți românii, dar mai cu seamă de tineretul patriei noastre. Aici stă mărturia jertfă de sânge în luptele făuririi României mari, pe care nemuritorul Eminescu a văzut-o ținzându-se în vechile sale hotare. Nu putem și nu avem voie să uităm sacrificiile cutremurătoare făcute de ostași români
în cel de-al doilea război mondial, atât pe fondul de înscărit, cât și în luptele pentru eliberarea Pământului scump al Transilvaniei, cât și al întregii României. George Cosmus spunea, nimic pe lume nu mai sfânt și mai frumos pe acest pământ decât să mor ca luptător înfășurat în trei culori. Vă mulțumesc frumos, Hristos a mers! Sunt 20 la numărul, spuneam, pe numele lor. Patodiresei Gheorghe Vasile, este născut în 1928. Da. Blaga Mihai, putem să și aplaudăm pe aia. Blaga Mihai, născut în 1929. Buga Petrache, 1924. Coman Constantin, 1925. Damian Petrache, 1922. Iepure Dumitru, 1926. Grecu Vasile, 1920. Granu Ioan, 1926. Ianțu Vasile, 1927. Tot în 1927 este născut și Nica Constantin. Nistor Ioan, 1927. Domnul Petrila Vasile, care semnează în cartea de onoare, 1926. Profil Gheorghe Neculai, 1924. Și următor este special, Platon Gheorghe, 1918, în martie. Prisecaru Neculai, 1927. Iordache, 1924. Rățoi Dumitru, 1919. Și anul acesta va împlini 100 de ani domnul Simeon Vasile, în data în septembrie, născut în 1918. Sunt prezent aici. Domnul este prezent aici. Tărpescu Mircea, 1922. Mihai, 1920. Bun. Eu am zis că am fost foarte oficial până acum. O să merg imediat după ce se va semna în carte de onoare. O să merg la o parte dintre veteranii de război și o să-i întreb despre povestea lor. Unde au luptat, cum au luptat și dacă dintre dumneavoastră, dintre cei mai tineri, cei mai mulți, dacă o să aveți întrebări, chiar o să vă rog să le adresați. Până un alt, hai să facem această pauză, până semnează domnul în cartea de onoare sau, da, păi domnul Lăsă era primul pe listă, mai trebuie să semneze cazul ăsta și o să stau de vorbă cu dumneavoastră. Da. Domnul Simeon. Aici e domnul Simeon? Da. 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 Care face 100 de ani până la septembrie. Da. Dacă le puteți spune, dacă le puteți spune câteva cuvinte despre război, unde ați fost, unde ați luptat? La Rostov. Rostov pe Don. La 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 Don. Mai multe procese care au fost contente la proiect, am fost delegați. Am dus stradă de război. Am dus stradă de război. Când m-am dus înapoi, că așa, mai multe nu pot, că spun ce tare. Preșteau ca să folosesc exact. Dar, chiar m-am mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte din toate. Mi-aduc aminte când eram la asta, la Basarabia, m-am dus odată cu era militar. Și avea un hangar acolo din miere. Dar ușă, nu se strălai. Mi-a lăsat
Militarii lui nu are un măr, ca cum era în sens, Iași, ca să fac și piață, nu lăsa să fie o lege apă ăsta de la asta. Nu este să fie o lege apă, măi, lege apă, că sunt și nu știu oameni. Este un criminal. Am fost în am avut apă, o servici, ăsta, în tenis toate, am avut apă în rezervă. Trei, în butoi am avut. Sunt mulți tari, tari, Așură. Nu știu, lura, nu știu. La Așură am fost ziua. Dimineața m-am zis la muș, lângă mea la cu în cale. Avem voie să ieșim. Balonul era sus. Și ca sus, am avea. Știam ce. E frumos ce tare, toate. Da, mă să... Dumnezeu, că i-am văzut și eu știu. Mulțumim. Toate. Mulțumim frumos, îi mulțumim domnului Simeon. Domnul Rățoi a vorbit și înainte de conferința de astăzi. Și o să-l rog pe dumneavoastră să vă spună. Orientarea Coticei pentru repartizarea în armată. Ne-am prezentat, din care a fost trei colegi, Hristu, Covăriță și eu. Ne-a reprezentat repartizarea la regimentul 24 artilerii. Acolo am arătat unul cu noi, Onesei Octav, din Dorohoi. Ne-am prezentat la loc, la unitate. Unitate, băieți, ce vă întreb, ce sunt la Săboan. Unitatea ta la Săboan. Eu vin din Bucovina, societatea atunci în Basarabia și Bucovina, și au venit în țară, au venit la Săboare. M-am prezentat la unitate acolo, la Săboare, ne-au partizat doi ieși la bateria a treia, unul a patra și unul a treia. Îi prezint la sergentul Ciocu, la baterie de specialități. Ne-am dus, am căutat pe țară, ne-am prezentat. Dar el, după el, o să te îmbrac mă dimineață, că avem timp. La 20 noapte mi-e tot. Divizionul 3 merge pe front. Mi-a dus la magazin, i-a îmbrăcat, o cam, reformă, vizitări de păduche, rog, tot. E bine, am mers mai departe. Mi-a dat cam la primire, armă. Și de-am, în ziua, am ajuns la Târgu Frumos. Acolo m-a stat un croitor local care de haine serie cu mașina mai călcat. De acolo am ajuns la Iași. De la Iași am dus la vânători. În comună aproape de Iași acolo. E repartizat. Bateria a trimis-o pe malul Brutului. Dincolo de Cartacuzina, un castel acolo. Pe urmă ne-o repartizat să-i ducem la Orzeni, vis-a-vis comuna Ungheni, în Basarabia. Am stat acolo, am plecat cu plutonier la Roma, să luăm restul de ostași care erau concentrați.
la război. Mi-am blocat ce și-o vină mulțețe noastre. De la Urzeni, am stat vreo 3-4 zile acolo, a început rușii să tragă, noi, am scăpat. Au venit câte avioane rușii să le bombardeze, au venit avioane iarie românești, toate le-au dat jos, noi am luat acum după aviatorii, cei care s-au parașutat. I-am prins pe toți trei și am adus la unitate. De acolo ne-am mutat la Golăiești. La Golăiești am stat până și am trecut frutul. Dar în timpul ăsta ne-a schimbat capitanul nostru care e Bălteanu, ne-a dat un rezervist, un cambar Hannibal, așa ceva. Nu era bun de nimic. În fine, am trecut părtășie cu lupte grele și era ziua caldă, erau cai umflați. Bostași morți, umflați toți erau. Dar război, noi eram tineri și noi, că vedem lucrul ăsta, erau în Iosefie. De acolo am luptat înspre Bălți. De la Bălți a trecut la Florești. La Florești erau doi sprocoținenți, eu din Bocești, pușcași, că erau, unul era activ, unul era profesor. Capitanul le bagă totul de cerese din Montemu, unde avea pe, cum să vă spun, puncte de reper rușii, dacă trece o lovitură, vedea de unde vine. Nu-i bun domnul capitan, nu au vrut, dar și mă comandați voi pe mine. Vine, la început tragerea, după al doilea foc, a venit o bombă într-un hotel și mi-a omorât un caporal, Iacoban Aurel. Și un tunul a sfârmat. Deci ce-i făcut domnul capitan Ion? Dat telefon la imediat la divizie și continuă să-i bate imediat. Și am plecat mai departe. De la Florești am mers la Alexeni. La Alexeni, acolo a fost masă mare, toată unitatea, la biserică. Tot s-a plăbit acolo. Și era o mare minune în domnul. Mulți oameni din sat socială din Basarabia, făcuse armate la unitate, la așa, noi aici. Și toți s-au încorporat la noi unii. Am mers până mai departe de front. De acolo am trecut spre Hotin. La Hotin am stat, era cazemat de pe pana cealaltă de la Nistru, nu avea putere cu tunurile noastre 75, că de bomba pe așa nu făcea nimic. Nu trimis aviația, păi și l-a uitat aviația, n-am putut să trecem dincolo. S-a format cazemat de cele acolo și am trecut Nistru. Pe 6 august am trecut Nistru. În partea ce era Vărșelul, Râmnița. Acolo era de masa din nemți. Am venit, am mers până spre Calnic, adică acolo ne-am făcut tranșeile noastre. Dar pe drum ne-au prins aviația, ne-au fugărit, dar am scăpat. Și rușii acolo erau consolidați bine, au făcut tranșeie cum trebuie, betonate. Au murit 10.000 de oameni nevinovați acolo. Nu a dus aviația să bombardeze nostru, să nu strici Odessa. Până la urmă, nu a stricat nici Odessa, dar au murit mulți acolo, din comandanți și aia care erau toți. În 2 septembrie, i-am bătat pe ruși, bine și au venit puhoi. Nu se uită, în pișoare mergeau. A spart frontul, regimentul 13 infanterii, 6 bălți și 39 infanterii. Vă spart tot acolo, tot omorât. Și a venit la noi, la artilerie. Și am băgat șranele, cele care au niște fond în ele, și am distrus pe toată armata cei care vor să luptă, tot ce au omorât. Între timp au venit ajutoare și am cucerit Odessa. Ei s-au retras noaptea și au plecat cu vapoare și n-am mai găsit nimic. În schimb, au minat o clădire acolo de la Odessa, unde era comandamentul nostru introdus. Și au zvânit el aici, au venit multe lume acolo. Și s-a terminat Odessa. De acolo am venit în țară, Sfântul Dumitru, am defilat în Iași. Asta a fost o bază. Alte bază, am mers pe Nicoraier,
la Nicoliva, din înapoi în partea chemat, am văzut la o școală pregătare la Bârlad, de rog nemci acolo. Și doar un patru de știa mi-a tăcat eu. Da, ca palinii. Da, o să mai rog și să Bucovina, nu te Bucovina acolo, că vine de rușii, eu ne rușii și tot ce Mulțumim, mulțumim. Vedem și domnul Grecu, dacă vrea să facă să spune. Vedeți, tot așa, capa, dar știți ce e. Spre tine, vorbiți, să vă audă tine. Stați jos, că stați jos, că ești povestiți-ne. Da. Pentru că aminte, 74 de ani în urmă, a început o bătaie rochi cu noi. N-am mâncat trei gâni. Nu ne-a lăsat. Eu nu ne-am lăsat înapoi. Iar am stat așa. Tot lupte. Partea ce au prins așa o parte. Cred că ce? Morții. Și acum stau snopii de porunze. Toamna când e legi așa. Uite aici, tot, căruțele care ducea morții. Era plin de sânge, tot, îi ducea la vânători. Poți foarte greu am dus-o. 5 luni de zile, să nu mai ducă mai dădeam obicele și nu explodau. Că ei, în faptul că dacă își băut rușii cu germanii, ne-am ce vreau trimis bombe cu nisip în ele. Și a scăpat noi cu ocazia asta. Și nu, să ne de tine acolo și pe ce-i spune. Dar avem nesigurie. Eu am dus mâncarea într-o oară de 23, că se vine pe ora 12. Și-a venit o oglindă. Ca parte ce? Nu am văzut așa la conductor care ducea calul, m-a mizele pe cal, și doi. Și noi eram sus la linii, înspre Reușești partea dreapta, că era partea când, din Iovești Cetru, în Oblin. Când m-a încărcat pe mine, domne, cum s-a zburat două de șori când se mănâncă așa, s-a zburat de el, a fost de căciurile, marmizele, calul, tot, au fost doi de la adus, de acolo. Așa eu. Cum vorbiți acolo? Da. Dar noi facem, de exemplu, între infanterii, pisii infanterii, avem observatorul înaintat, care dirijam tragerea artileriei. Da. Ei, când mergem de acolo, trece cu 20 de tunuri da. Pentru un om rușii. Să-l omoare, că știi că așa era om din legătură. Am văzut dacă se dădea pământ. Dacă se dădea pașul numai ei, era aici ca te mânca. Când ridicai camata, era o altă culeată. 10, 20, era. Dacă eram făcut într-un trașou acolo, mare la o grână, am trebuit o două săptămâni acolo la mâncare. În părinței, fânul care era acolo atât de noi, umbla aia așa, mă. Da. În de aceea m-am dus la Iași, era comandamentul Pinicorin ăsta de... Și acolo avem... L-am găsit pe locotenentul Simeon... Nu, Ștefăneșu. Din Pașcare era. Era ajung de acolo. Băi, Valentinic, eram părinte cu fratele. De-aia mai să mă plec ceva, mă zice, nu mai pot. Hai cu mine la magazin. Mă îmbărcat din casă de picioare. De pete nu era ce polonez. Aruma ce mai dite eu mult. Catiușa. Da, din sală, dacă avem întrebări din partea tinerilor. Sau a profesorului. Dar de mâncare. Și ce face să noi facem un boș mâncare? Erau porcei, găsei de la pădării pe acolo.
a luat prunul și pe de amăstrâncul și pe ce boș, în loc de prunul. Sare în găsă. Aici sunt vreo doi, vă dam de stupi. El mușca și-a murit. Sunt dezbrăcați în altul, tot în albine vie găsă. Am auzit de război din Est. La război din Est, cine a participat? Care e garaj la Silvan? Dar populația toată în Basarabia, toți erau cu voi, toți erau cu voi. Veniți mai aproape, domnul Rățoi. Dumneavoastră ați participat în Est. Ai, da, erau. Ați participat în Est, dar în Vest. Am ce și acolo. Eram lăsate nemțești, am trecut de aici pe acolo. În spui, Odessa, lăsate nemțești erau. Erau oameni cu și care n-au venit în Rățoi. Dar nu poate și a început cu partizare, cu chestia, era rău. După 43, nu v-a mai reîncorporat, în 44 nu v-a reîncorporat, nu ați mers cu partea de vest? Nu, găzau, dar în 43 noi aveam mobilizare, dar nu trebuie să trebuie. În loc de oameni rămâne, s-au făcut 3 ani, 3 ani nu mai făcut. Trase mandatul de soldat în teatru. Da. Da, mulțumim. Și mă întâlnesc pe care, i-am dat din joar. Ce-ai noastră? Avem cel plus de mașină. Urmează momentul cel mai important, zicem noi, cel de premiere al veteranilor bășteneni. Vă spuneam că sunt 29 ajunsă de noi. Pe cei care vor fi aici vom premia pe loc, cei care nu au ajuns vor ajunge cu siguranță distinție de acasă. Distinție de onoare, în semn de apreciere pentru îndelungata și meritata carieră militară, pentru serviciul adus țării, atât pe timp de pace, cât și pe timp de război, semnează cu stimă primarul municipiului Pașcani. Aceasta este placheta pe care o vor primi, alături de multe alte lucruri stimate. Colorul României, cât și multe alte surprize. Bun, mergem la premiere și o să-i stric pe rând și domnul primar va merge la atelieresei Gheorghe. Vlaga Mihai. Așa e bun. Nu-i nimeni din familie, sunt de-au numai aici. Așa. Cunosc-o. Cine e următorul? Blaga, hai. Aici. Mașina, da, da. Grecu Vasile. Petrila Vasile.
Radu Iordache. Ca să ajutăm, că-s greș.